Condusă de pe margine de antrenorul Costel Ilie, Railex a câștigat grupa cu maximum de puncte din 3 meciuri. În 16-mile de finală, echipa suceveană a întâlnit formația Roșu Deva, în fața căreia s-a impus cu scorul de 3-2. Meciul din optim contra celor de la AS Luciano Arad s-a terminat cu scorul de 3-0 în favoarea albroșilor. Rămasă fără Tomescu, care a părăsit competiția fiind suspect de ruptură musculară, trupa lui Costel Ilie a întâlnit în faza sferturilor gruparea VLD Transport Baia Mare. După 2-2 la finalul timpului regulamentar, maramureșenii aveau să se impună după 7 serii de lovituri de departajare. Interconti, cea de-a doua echipă suceveană prezentă la turneul final al Cupei României, a avut de asemenea un parcurs perfect în faza grupelor, calificându-se mai departe cu 3 victorii din 3 meciuri. În 16-mile de finală, albi-albaștri au avut ghinionul de a întâlni la Bolta Alba Iulia. Scorul a fost 6-3 în favoarea echipei care avea să câștige trofeul.